Ediția a treia a școlii de vară Copii și Părinți la Altar s-a desfășurat la școala gimnazială numărul 3 Vicovu de Sus. Școlile de vară s-au desfășurat în mai multe localități și fac parte din programul Doxologia Copiilor, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu sectoarele Educațional Teologic și Media și Comunicare, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea și susținerea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Vă felicit pentru toate activitățile și o felicit pe doamna directoare, întreg cu ei colectiv de profesori, învățători care sunt aici la școala dumneavoastră. Școala gimnazială numărul 3 Vicovu de Sus, județul Suceava, în parteneriat cu Biserica Acoperământul Maicii Domnului Plai, a organizat în perioada 17-20 iulie școala de vară, Copii și Părinți la Altar, având ca temă Binecuvântată fi copilărie. La această tabără s-au înscris peste 170 de copii, având ca vârstă între 6 și 15 ani, de care s-au ocupat cadre didactice ale acestei școli, cât și tinerii voluntari din comunitate. Activitățile au fost diverse, sportive, creative, jocuri de societate, pictură, karaoke, jocuri de altă dată și multe altele. La această activitate au participat cei de la Poliția de Frontieră, Poliția Locală și ISU, Vicovu de Sus. Cu bucurie, în ultima zi am călătorit cu trenul la Mănăstirea Putna. Părinții și copiii au participat la Sfânta Liturghie. S-au bucurat de un scurt cuvânt de învățătură de la doamna inspector Daniela Ceredeev. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Putna pentru copiii de la școala gimnazială în Vicovu de Sus e ca o prelungire a liturghiei. Copiii aceștia au participat deopotrivă la un act liturgic, la un act cultural, la un act educațional și ceea ce urmează să se întâmple ține de zona de educație ecologică, de educație socială. M-am bucurat să-i văd în preajma mormântului Sfântului Mare Voievod Ștefan cel Mare. M-am bucurat să văd entuziasmul lor atunci când l-am ascultat pe părintele Justin ghidând și povestind despre viața Marelui Voievod. Apoi a fost fascinant să-i descopăr rostind rugăciuni, murmurând gânduri de prețuire față de marile personalități care își leagă numele de Mănăstirea Putna. Și mă gândesc acum la Mihai Eminescu, la Zoe Dumitrescu Șulenca, la Ciprian Bărbescu, la Sfântul și Marele Voievod Ștefan cel Mare. Inițiativa oamenilor școlii este, din această perspectivă, o formă de liturghisire. Să fii în zilele toride de vară, împreună cu 150 de copii, să înveți atât de multe lecții dintr-o dată, mi se pare o formidabilă lecție de jertfă. Îi felicit pe toți deopotrivă. Mă înclin în față sacrificiului unor astfel de oameni ai școlii, îi prețuiesc și îi admir deopotrivă. Am urcat pe dealul Crucii, copiii fiind încântați de acest traseu, știind că de aici Ștefan cel Mare și Sfânt a tras cu arcul, stabilind în acest fel altarul Mănăstirii Putna. Este o bucurie pentru noi, pentru biserica noastră, pentru că, iată, pentru a doua oară, aici, în parohia noastră, se desfășoară școala de vară, proiect inițiat de doamna director Lăcrămioara Parasca, un proiect deosebit de frumos în care s-au implicat atât domnii profesori, domnii învățători, doamnele educatoare, părinții, dar în același timp și un număr mare de copii, venind la Sfânta Biserică și participând la diferite ateliere în cadrul acestei școli de vară, nu fac altceva decât să închege între ei legături care bănuim că vor dăinui peste timp, prietenii care vor dăinui peste timp și amintiri frumoase pe care copiii le vor păstra în sufletul și în inima lor. În fiecare dimineață, copiii au venit la Sfânta Biserică și am înălțat rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Pentru că glasul de copil sau rugăciunea unui copil se înalță către cer și Dumnezeu, nădăjduim că ascultă glasul copiilor.
Mulțumesc colegilor mei pentru implicare și sprijin în această activitate.